Bună ziua! Astăzi aș vrea să vorbesc un pic despre formarea dreptei partidelor de dreapta în Europa și în România. În România, primul semn de formarea unui partid de dreapta, să nu spunem Partidul Național Liberal, care era creat de domnul Brătianu, este Corneliu Zelea Codreanu s-a născut undeva în Basarabia. Am niște tatăl său era un profesor de german, de origine poloneză. Păi, domnul Ion Zilinski se chemava, Ian Zilinski, se căsătorește și împreună cu doamna soția sa, au vreo 9-10 copii. În casa lor este o atmosferă foarte rigidă, să spunem așa, pentru că rigoarea. Tatăl său este ca un militar în casă. Misticism creștin, frica de străini, mai ales de evrei. Și vizita în permanență în casă, după ce se mută la Iași, a nașului lui Corneliu Zelea Codreanu, care nu era altul decât politicianul moldovean Acecuza, profesor universitar la Facultatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și domnul Acecuza aduce cu dumnealui în casa lui Ion Zelea Codreanu și pe Nicolae Iorga. Interesant pentru mine este faptul că în toată această copilărie în care Corneliu Zelea Codreanu, să spunem, a crescut pe genunchii domnului Nicolae Iorga, la mod figurat, pentru că era foarte, frecventa zilnic aproape familia Codreanu și tatăl său, cum era profesor de germană la Huș, decide să se mute cu familia la Iași și intră în politică alături de cumătru său, domnul Acecuza. Apoi se mută toți la București. Continuă să facă politică. Asta după Primul Război Mondial. Pentru că de acum Corneliu Zelea Codreanu are 20 de ani, 18 ani, face școala primară și secundară la Huș, apoi face liceu militar, liceu militar, apoi școala de ofițeri de la Iași, face armată la Botoșani și după ce termină armata, se decide să urmeze Facultatea de Drept din Iași. Acum, în familia lui a avut o viață mai zbuciumată, așa, mai mult, na,
Îți dați seama, într-o casă cu 90 copii, trebuie să fii destul de dur, de rigid, că altfel îi scap din mână. Despre frații lui nu se știe mare lucru, dar el, prin facultate, începe să pună bazele partidului care se va numi la un moment dat Totul pentru Țară. Când în 1939 mareșalul Ion Antonescu se prezintă la alegeri pentru postul de prim-ministru și este ales de regele Carol al II-lea. Devine și mareșal. El nu are ce face, mă refer la mareșalul Antonescu, general era în acea perioadă, în 1940, se aliază cu Garda de Fer, fostul partid Totul pentru Țară, al lui Zelea Codreanu. În acest timp Zelea Codreanu e mort, este condus partidul de Horia Sima. L-am văzut într-un interviu dat în limba spaniolă, cred că și povestea aceleași lucruri cum s-au întâmplat. Regele Mihai a ales pe generalul Antonescu, l-a făcut prim-ministru. Și cum generalul Antonescu nu avea un partid, s-a aliat cu Garda de Fer a lui Horia Sima și s-a apucat de guvernare, a început să guverneze România. În 1940, Hitler face prietenie cu domnul Ion Antonescu. Îl lăsăm pe Zelea Codreanu, am ajuns la etapa când Garda de Fer este condusă de Horia Sima și este la conducerea României. Acum o să vorbesc un pic despre relația și scrisorile, telegrame dintre Ion Antonescu, generalul Ion Antonescu și Hitler. Ion Antonescu s-a născut la Pitești în 2 iunie 1882. Fiind copil, s-a pus prin voință, tenacitate, spirit de ordine și disciplină. În 1904 a absolvit școala de ofițeri de infanterie și cavalerie din București. În 1906 absolve școala specială de cavalerie de la Târgoviște. În 1911 absolve școala superioară de război. Apoi a parcurs toată ierarhia militară. În 1909 este locotenent. După 3 ani, în 1912, este avansat la gradul de capitan. În 1917 avansează din nou și este locotenent colonel. În 1920 devine colonel. În 1931 devine general și în 1941 devine mareșal. Datorită realelor sale calități de ofițer de stat major, s-a impus în fața colegilor și superiorilor săi, îndeplinind variate funcții în marele stat major, șef al biroului operației al statului major al Armatei de Nord și al grupului de armate general Prezan. Nu știu cine era Prezan. În august-noiembrie 1916 îl găsim șef al biroului operației al marelui cartier general. În 1916 până în iulie, din 1906 până în 1920. Deci 4 ani este șef al biroului operații al marelui cartier general al României. În 1920 a fost până în 26. Pentru 6 ani este atașat militar la Paris, Londra și Bruxelles. Nu spune
mai mult. În 1926, un Antonescu a îndeplinit funcții de conducere în instituțiile superioare ale armatei. Comandant al Centrului de Instrucție a Cavaleriei din Sibiu, 26-27, un an. Comandant al Școlii Superioare de Război, 27-29, 2 ani. 31-33 este comandat al brigăzilor 5, 6 și 8 roșiori. Șef al marilor stat-major, 1933-1934, comandant al diviziei infanterie 35-38, comandant al corpului 3 armată, în noiembrie 1938. Distins ofițer, integru și ferm în hotărârile sale, Ionel Antonescu a primit și importante funcții de stat. Ministru al Apărării Naționale în perioada 37-38 în guvernul Goga Cuza și ministru al Aerului și Marinei în 1938. Apoi este președinte al Consiliului de Ministri, începând cu 4 septembrie 1940 până în august 1944, când este nevoit să lase oficiu. Cum se spune? Am uitat cum spune ele mele. Sunt 72 de scrisori, telegrame, note ale întâlnirilor și memorandum trimise lui Adolf Hitler, un mareșal general german sau ministru, precum și cele primite de Antonescu, reprezintă o importanță din corespondența lor. Așa. Acum, începând cu 1941, 16 ianuarie 1941, la Berlin, Antonescu are o întâlnire cu Hitler și fac un acord de ajutor. În momentul în care el ajunge în fața lui Hitler, ce credeți că cere? Interesant. Am făcut câteva sublinii. Cele mai multe scrisori cuprind aprecieri date asupra cooperării românilor germane în domeniul militar, relațiile la nivel de stat între românii și germane, necesitatea anulării dictatului de la Viena din 30 august 1940, eliberarea Basarabiei și Bucovinei. Acum, el era, să spunem, un naționalist. El era un ideolog naționalist, Ion Antonescu. Au fost mai mulți ideologi, dar noi o să vorbim numai despre Ion Antonescu și despre Zelea Codreanu. Sunt două persoane care au avut o influență foarte puternică asupra mișcărilor de dreapta din România. Una din problemele majore pe care o evidențiază documentele din volum este eliminarea din viața politică a țării a gărzii de fier. În momentul în care domnul mare general Antonescu vede atrocitățile care le fac legionare asupra aristocrație, nu? Că toți ăștia, miniștri, prim-ministri, scritori, jurnaliști și alte personalități, sunt floarea României, după cum spuneam. Aici, el îi spune, în discuția pe care o are cu Hitler, spune că ar vrea să elibereze Basarabia și Bucovina. Apoi mai expune într-o altă scrisoare domnul general Antonescu, expune și problema Transilvaniei, care era ocupată de hortiști maghiari. Una din problemele majore cu eliminarea din viața politică. Deci, când el intră așa, înlătură. La început s-a pus de acord să guverneze cu garda de fier, apoi văzând atrocitățile pe care le face,
Lătură din viața politică a țării, Partidul Garda de Fier. Acțiunea s-a derulat prin ample și periculoase suișuri și coborâșuri, având în vedere sprijinul Partidului Național Socialist German. Deci a putut să-i înlăture prin participarea indirectă a Partidului Național Socialist German, al lui Hitler, nu? După crimele săvârșite, 64 de oameni politici omorâți în închisoarea Jilava, între care fostul ministru general Gheorghe Argeșanu, ministru Victoria Mandi, Gavrilă Marinescu, uciderea lui Nicolae Iorga. Pentru mine este foarte curios cum, din moment ce Zelea Codreanu a ajuns la în fruntea partidului Tot pentru România, el uită de prietenia care îl lega de Nicolae Iorga, de nașul său și de alții. Și știm că în 1941, în iunie 41, Nicolae Iorga este asasinat de legionari după ce a fost cu o seară înainte luat de patru indivizi cu o mașină dus în de la Sinaia, de la vila lui din Sinaia, și dus în pădure unde a fost găsit împușcat. La întâlnirea cu Adolf Hitler din 14 ianuarie 41, generalul Antonescu, cu evidentă reținere, i-a vorbit interlocutor despre mișcarea legionară care și-a pierdut cu pe adevărații ei conducători. El spune că mișcarea legionară nu mai este de bază, că nu mai are conducători. După schimbarea din România, generalul a dat legionarilor de plină libertate în privința organizărilor și i-a sfătuit să urmeze modelul organizațiilor național-socialiste. Deci a sfătuit să urmeze doctrina germană, nu partidului nazist. Dar membrii Gerzdefer au făcut o greșeală care i-a scos în afară lege. O altă greșeală relevată de general se referă la acțiunea fruntașilor legiunii de a aplica odată întregul lor program fără să țină seama de obiecțiile conducătorilor statului și nici de cele exprimate, în mod discret, la legația germană. Deci, domnul Antonescu trimitea în mod regulat la legația germană, la ambasada germană din București, persoane cu care se sfătuia sau mergea personal și face aceste dezvăluiri. Apoi continuă. A creat confuzie în administrația publică, oriunde guvernul a permis membrilor Gărzii de Fier să colaboreze. Deci unde au colaborat cu Gărzile de Fier, cu Garda de Fier, s-a creat confuzie în administrația publică. Prudența, care și-a impus un dialog, în dialogul cu Hitler de la Berlin, l-a determinat pe general să nuanțeze poziția și să se arate dispus la colaborarea cu legiunea. El arăta că a încercat de mult timp să readucă pe legionari din nou pe calea bună. El este susținut în majoritate de români, de la țărani până la profesiunile organizate ale justiției, armate, inginerilor și profesorilor universitari. Aceste grupuri arată în continuare, Antonescu l-au sfătuit adesea să organizeze un guvern și un regim nou. Poporul, floarea României, cum le spuneam, îl sfătuiau pe Antonescu să formeze un alt regim. Acum, ce regim? Adică să își caute un alt partid cu care să colaboreze, să guverneze. Pe cine să alegi? Garda de Fier era cea mai... Și ăștia îi spun, inventează un alt regim. El spune,
El dorește să mențină regimul legionar, dar legionarii să fie buni. Totuși, el trebuie să reorganizeze cu scopul de a avea posibilitatea să guverneze cu ei. El a primit de asemenea sfatul de a forma un guvern militar. Interesant. Colaboratorii și parlamentari și spuneau, fă un guvern militar, cum avem noi astăzi, guvernul militar a domnului Ciucă. El a primit de asemenea sfat de a forma așa, a respins acest sfat, considerând că un guvern pur militar este ultima carte pe care o poate juca o țară. Cu alte cuvinte, Ion Antonescu se străduia să convingă pe sprijinitorii găzi de fest că el dorește colaborarea, dar nu are cu cine, având în vedere politica crimei și dezorganizării pe care o promovă legionare. Pentru a-și menține prietenii germani, Antonescu arăta că își va asuma el însuși sarcina de a reorganiza legiunea. Ce să mai reorganizeze, că era totul distrus. Întrucât a devenit evident în ultimele 4 luni că este incapabilă să facă asemenea prin propriile sale eforturi. Deci el nu putea ține în frâu acești măcelari, să-i numim. Erau chiar oameni pe care nu te puteai baza. Erau adevărați cu cămăși verzi, ceva aproape de SS-ul german. Păi mai vorbește, mai spune. Mai arată documentele, aici este o carte de documente în care, într-un fel, vor să arate, probabil că susținătorii săi, vor să arate contribuția generalului, cei 4-5 ani, 4 ani cât a stat la guvernarea României, vor să arate faptele bune, că el vroia să unească țara, la care Hitler îi spune, păi voi, domnule general, trebuie să-i mulțumești ungurilor că ți-au luat o parte din țară, pentru că și așa este prea mare și nu reușesc să o guvernez cum se cuvine. Acum, ce să mai vorbim? Anticipează un rezultat favorabil de pe urma ruperii relațiilor cu Partidul Național Socialist și Mișcarea Legionară. Aceasta nu va însemna pentru Germania un sacrificiu. Adică Germania nu pierde nimic dacă Ion Antonescu îl lasă. Pentru că am văzut până la urmă cum în 1938, cu toate că era evreu austriac, Hitler era născut în Austria, ocupă Austria cu vorbă bună, nu că nu s-a îmbrăcat nici în haine a militarilor austrieci. Această stratagemă o aplică numai în Polonia. Întors la București cu aceste înțelegeri precise, Ion Antonescu a trecut la acțiune deschise de respingerea practicilor antipopulare ale gardiștilor, care au culminat cu reprimarea armată rebeliunea din 21-23 ianuarie. În condițiile înfrângerii legionarilor, generalul s-a adresat Ministerului Germaniei la București, Ministrului Germaniei la București, Völklinger, exprimându-și dorința de a trimite în Germania câțiva instigatori. Așa. Cine erau instigatorii? Horia Sima, Traian Brăileanu, Iașinski, Vasile Iașinski, Corneliu Georgescu și Papanace. Îi trimite în Germania și spune, pentru aceștia el propunea o detenție de 5 ani, din care 3 ani în lagăr și 2 ani în locul de muncă să nu poată părăsi locul de internare.
Totul plătit de statul român. De acum el simțea că este un pericol pentru el, garda de fer, așa că îi îndepărtează pe conducători, îi trimite la Berlin și el, Ion Antonescu, face o alianță foarte strânsă, apoi merge la Roma, vorbește, face alianță și cu Mussolini. Dar cu toate că el încearcă să-și prezinte serviciile, să le numim așa, adică o alianță. Sincer, părerea mea este că germanii nu l-au luat foarte în serios, pentru că ofițerii germani, în momentul în care trec Prutul și pleacă în 29 iunie 1941, armata română împreună cu armata germană, trec Prutul și pleacă pentru 2 ani la luptă pentru cucerirea Moscovei. După cum știm, 2 ani în care iarna îngheață degerau soldații și cum au fost înfrânți la Moscova, în 2 luni s-au întors germanii, pentru că românii au întors armele împotriva germanilor. Deja Mihai Antonescu purta, în 22 iunie 1941, România intră în război alături de Germania și Axa. Și Antonescu vrea să iese. De acum vede că germanii îi tratează, îi umilește pe soldații români. Nu-i ajută nici cu avioane în care trebuiau să poarte, să ducă de la București pe front în drumul spre Moscova. Nu-l ajută, nu vin avioanele să-i care toată muniția și tot ce aveau românii. Și începe să se gândească la ceea ce mai târziu se va numi în 1944, întoarcerea armelor împotriva germanilor. Dar până atunci, din 41 până 43, ei pleacă în această aventură la Moscova. Păi el, Mihai Antonescu, are o problemă cu dictatul de la Viena în 30 august 1940, și prezintă aceleași probleme, reglementarea litigiul român-ungar, chestiuni politice cu Ungaria, cuceririle teritoriale săvârșite de Ungaria, drepturile statonice și seculare ale poporului român și misiunea sa din Carpați. Granița arbitrajului de la Viena este intolerabilă, precum și prin altre. Așa. În 15 septembrie 41, ministrul afacerilor străine, Mihai Antonescu, printr-o scrisoare adresată ministrilor români la Berlin și la Roma, le comunică opinia sa privind căderea, caducitatea dictatului de la Viena. Apoi, același Mihai Antonescu începe să, este pe aici undeva, cam numai câteva pagini am ales, pentru că sunt 2 volume de documente care vor să-l reabiliteze, să spunem așa, pe generalul Antonescu.
Apoi, în 14 februarie 1942, la Berlin are loc o a doua întâlnire cu Adolf Hitler. Și îi spune că nu acceptăm definitiv arbitrajul de la Viena. Deci tot ce s-a dictat de la Viena după amputarea teritorială a României, pierderea Basarabiei, nordului Bucovinei și acestea trec la URSS. Dobrogea trece la bulgari, eliberat de presiunea gardistă, Ion Antonescu s-a concentrat spre refacerea teritoriului național, reîntregirea teritoriului țării. Asta era scopul lui. Și în toate discursurile pe care le-a și în toate scrisorile, el vorbește despre acest tratat de la Viena, care a fost nedrept cu România și care a dus la ciopărțirea unor părți din România și date la Ungaria, la URSS, la Bulgaria. Și el încearcă acum să reîntregească țara. În memorandul lui Guvernului Român din 11 februarie 40 se arată, deci memorandul pe care îl trimite lui Hitler, mareșalul Ion Antonescu, guvernul și poporul român au conștiința că fără lupta victorioasă a Adolf Hitler în contra slavismului și a comunismului, națiunea română și-ar pierde nu numai toate jertfele suferite din 1940 până azi, dar însă și ființa națională odată cu instituțiile civilizației. Multe din documente referitoare la anii 41-44 se referă la acțiunile întreprinse pentru reintegrarea teritoriului național. O semnificație deosebită îi acordă corespondența dintre Antonescu și Hitler eliberării Basarabiei în 26 iulie 1941. Poi dificultățile întâmpinate de armata română și-au avut izvorul în nerespectarea obligațiilor ce reveneau părții germane. Așa că în 17 august 1941, generalul Antonescu îi prezintă situația cum o vede el. Cum practic îmi este imposibil să asigur transporturile de aprovizionare, după cum spuneam, din cauza lipsei de mijloace de transport auto, rămâne ca ele să fie făcute prin mijloace de transport germane. De asemenea, aviația va colabora mai departe cu aviația germană. Aviația română va colabora cu aviația germană, însă pentru acesta este absolut necesar a-i se completa cel puțin în parte pierderile suferite și a-i se asigura mijloacele de aprovizionare. Deci, Antonescu cere pentru a treia oară ca partea germană să-și respecte promisiunile care le-a făcut. Acum, eu nu cred că Hitler chiar știa ce făceau generale și cum se comportau cu armata română, de asta nu a funcționat, nu? La începutul anului 1942, când o etapă importantă a războiului se încheia cu prilejul întrevederi din 11, ea vorbi despre lipsurile de material și nerespectarea înțelegerilor. Am cerut ca materialul anteren să ne fie dat complex. Vom instrui oamenii în Germania sau România? Mi-a răspuns că se va ocupa. Hitler îi răspunde că se va ocupa de această chestiune. Însă Hitler nu se ține de cuvânt. Am spus că răniți și bolnavi pot rămâne, dar am cerut să dea ordin pentru respectarea legilor țării, așa cum ni s-a cere să le respectăm noi dacă am fi la ei. Adică germanii nu își respectă în niciun fel în altă scrisoare, 9 decembrie 1942, scrisoare adresată de mareșalul Antonescu feldmareșalul von Manstein, sunt pe larg redate aspectele de nerespectat. Deci pentru a treia oară Antonescu explică faptul că are nevoie de ajutor și că partea germană nu-și
respectă principiile de colaborare, tratamentul incompatibil la care erau supuși ostașii și ofițerii armate române de către germani. Pentru a înceta această, mareșalul se adresează din nou, vă rog, domnule mareșal, nu numai ca, virgulă, camarad, dar și în virtutea răspunderii pe care o am față de soldații și poporul meu, să faceți să înceteze cu un minut mai devreme această stare de fapt în privința tratamentului soldatului român și în privința comandantului său. Soldatul român nu poate fi comandat decât de ofițerul și comandantul român. Adică germanii, ofițerii germani, dacă s-au aliat cu românii, îi subestima, nu? Pentru că ei aveau convingerea că rasa lor ariană, care era unică în lume, printr-un sânge foarte albastru și foarte nobil, trebuie să guverneze pe toți acești aliați, între ghilimele, pentru că erau tratați ca servitori, nu? Și după ce Hitler a anexat Austria, Polonia, Ceoslovacia, de acum el trece liniște prin Ungaria, care era asociată cu el, aliata lui, trece în România, care era aliata lui, și împreună pleacă spre Moscova. În același timp, conducătorul statului român s-a opus amestecului Germaniei în politica internă și externă a României. Adică, de acum, germanii, Hitler începea să-și impună punctul de vedere și în politica internă și în politica externă. În 12 aprilie 1943, când Hitler i-a reproșat mareșalului tentativele diplomatice întreprinse de Mihai Antonescu, pe lângă Spania, Portugalia, Turcia, Elveția și Vatican, în scopul ieșirii României din alianța cu Germania, din cauza nerespectării acestor reguli și de către nerespectarea obligațiilor germane față de români, îl pune pe mareșalul Ion Antonescu în postura de a se gândi la o retragere din axă. Și Hitler îi reproșează asta. Acum, mareșalul i-a răspuns. În ceea ce îl privește pe Mihai Antonescu, și-a arătat toată încrederea pe care o avea în el, dar trebuie să recunoască că în ultima vreme a avut dificultăți cu el și pentru care domnul von Killinger a relatat precis și că aceasta devenise cancanul Bucureștilor. Cei doi se certau. Adică Mihai Antonescu și domnul Killinger. Mihai Antonescu a muncit mult și nu s-a menajat deloc. Din această cauză i-a acum obosit și surmenat. L-ar durea foarte mult pe el, mareșalul, dacă Mihai Antonescu ar trebui să se despartă de el după ce și-a pus de multe ori viața în joc pentru mareșalul Antonescu și pentru România. Referindu-se la opoziție și îndeosebit la Iuliu Maniu, mareșalul Ion Antonescu zice: acesta a respectat motivele care l-au determinat să nu întreprindă nimic împotriva lui Maniu, care e privit de poporul român ca o personalitate istorică și mai ales în rândul țăranilor, unde are o deosebită trecere și care va deveni în urma unei acțiuni împotriva sa un adevărat martir. Adică Iuliu Maniu era la un pas să fie asasinat de Hitler, pentru că de acum germanii erau deranjați de toate aceste intervenții, nu, pe lângă alte țări din partea părții române. Germania se consideră superioară față de aliații români și nu respectă obligațiile. În aceste condiții, în 12 aprilie 43, românii încep tratative cu statele care le-am spus mai sus, Spania, Portugalia,
Elveția, Vatican pentru ieșirea din război și trecerea în tabăra adversă. AXA Berlin Roma Tokyo era în al doilea război mondial, era partea care ataca. Discursurile furibunde ale lui Hitler, de natură naționalistă, arătau clar că arătau clar intențiile sale și că nu se dă în, nu face un pas înapoi de la nicio nouă cucerire. Am văzut cum ajunge și la Paris. În Paris a intrat fără să îi impună rezistență, fără să aibă rezistență. L-au primit aproape cu flori și cu brațele deschise francezi, pentru că nu aveau armată și pentru că nu erau nici chiar așa organizați. Și cam asta este prima parte. Acum aici este o listă a documentelor. 52, vreo 100 și ceva de documente în care, în primul volum sunt 52, 51, scrisoare pe generalul Ion Antonescu, aduce la cunoștință cancelarului Adolf Hitler, preluarea conducerii guvernului român, expunându-și mărturia de credință în poporul german și în Führerul său. Cel din tâi gând al neamului românesc în această zi istorică, în care își regăsește puterea lui sănătoasă, este să-și facă datoria de a vă exprima mărturia lui credincioasă în marele popor german și marele său Führer, odată cu expresia încrederii sale în securitatea prezentului și nădejdea viitorului. Ion Antonescu. Aici sunt mai multe alte scrisoare. Potrivit Conte lui Ceanu, Antonescu le-a făcut niște declarații. În același, deci el merge și la Roma, după ce a expus Führerului toată durerea sa prin impunerea acestui tratat de la Viena. El înțelege că este dureros pentru o țară să cedeze ceva cu care s-a obișnuit. Este totuși un lucru bun, mai ales în politica externă, ca, virgulă, chestiunile să fie privite în mod foarte cumpătat. Dacă România va face, acum spune Hitler, dacă România va face aceasta, ea va ajunge la concluzia că prin verdictul de la Viena i s-a făcut un mare serviciu. Că situația în care Führerul a decis să se dea cu verdict de arbitraj, era de așa natură încât, fără garanția Germaniei și Italiei, România ar fi încetat probabil să mai existe ca țară independentă. Ungaria a fost în orice caz ferm hotărâtă să înfoptească revizuirea cu orice risc. Apoi, sunt foarte, foarte lucruri foarte interesante. Acum, eu nu sunt prea un adept a, nu sunt cu istoria modernă, să spunem așa. Eu sunt mai mult cu istoria medievală, îmi place mai mult istoria medievală. Însă, văzând că am văzut de mai multe ori în internet mai multe filmulețe în care contemporanii și prietenii probabil a lui Ion Antonescu încearcă să-l reabiliteze. Sincer, eu e treaba lor ce fac, ce spun, mai ales că sunt documente după scrisorile care le-a trimis, după telegramele care le-a trimis lui Hitler, sunt două volume. Volumul 2 și volumul 1, Antonescu Hitler, corespondența de și și nu știu ce să spun. Eu n-am trăit în acele
în acea perioadă. Ne trăim într-o perioadă în care era război. Acum noi avem din nou război la nordul țării. Dar neavând război, este mai greu să înțelegi situația. Apoi domnul Ion Antonescu și-a pus o mare speranță în ajutorul germanilor. Speranță care până la urmă moare din cauza că germanii nu-și respectă obligațiile. Tratează un pic de sus pe români, comandă ei, fac ei cam ceva. Nu știu, probabil că asta a fost și motivul pentru care românii, în momentul în care au dus tratate cu rușii și au ajuns la un acord, nu a fost decât să întoarcă armele împotriva germanilor, care erau cu mult mai bine echipați, mai bine pregătiți, mai bine, însă rușii au fost mai maleabili. Nu s-au supărat așa tare că au început războiul alături de Hitler. Păi Hitler am văzut cum a terminat războiul. Mort. Ce mai este de spus?